Deci acum bag prin înregistrare, domnul Costic Spiridon, de la Pungești, ce se întâmplă acolo și să ne relatați noastră că sunteți din zonă, să ne spuneți practic ce se întâmplă acolo. Pe data de 9-12-2014, mai bine zis duminică la 12:30, un tir cu numărul de neam 07LQU, împreună cu un echipaj specializat, mărți de gaze, costume albe și mănuși, au introdus în sol, prin gaură forată. Da, spuneți că vă ascultăm. Peste 20 de tone de lichid verde, verzui. Atenție, români! Dar cum v-ați dat seama că lichidul ăla este verde? El a fost scos, băgat din direct în... Acest lichid, deci după cum v-am spus, s-a tras cu ajutorul unei pompe. Așa. Deci băieții care erau acum echipați cu costumele alte, cu tot... Ce fel de costume? Adică să ne spuneți ce fel de costume? Este costume albe. Aveau măști cumva? Da, cu măști de gaze și mănuși. Aha, am înțeles. Așa. Și-au introdus cu ajutorul unei pompe în gaura unui saporat niște lichid verde, la presiune, bineînțeles cu o pompă care băga lichidul ăsta în sol. Așa. Am înțeles, și da. Erau pe două rânduri vasă din astea, bazinii alea de plastic de 1000 de kg, de o tonă. De o tonă, da. Și deci tirul ăla era plin pe două rânduri și totul s-a golit acolo. După ce s-a golit, băie s-au plecat. Asta în cât timp s-a întâmplat? Cât a durat totul? Orei 12:30. Deci mai spuneți o dată data și ziua acasă. Deci pe data din 9-11-2014, ora 12:30. Noi între timp cu marinel, cu Costin, ăla, șoferul din jos de acolo, am inițiat repede cu o cameră de filmat să prindem această filmare. Dar până au venit băieții, până au venit cu filmarea, s-a terminat. Ei au tras foarte repede, da, și după aia au plecat. Am înțeles că ați anunțat media, realitatea, sau ați luat legătura. Cine puteți spune? Am sunat, da? Am cerut, pentru că se spune, chiar și domnul Ponta a spus că nu se extrage, nu există gaz de schist în România, dar dacă nu există, ce caută cu aceste soluții să le bage în sol? Odată ce au fost protezați cu costumații, cu mănuși, bun, cu mărci, înseamnă că soluția este otrăvitoare. Bun, dar... că se otrăvește apa și pământul. Dar cu ce mass media ați luat legătura sau cu cine ați încercat să luați legătura? Am sunat la realitate, să-i transmit numărul mașinii, poza cu mașina. Așa. Pentru că atâta am mai apucat. Am mașina cu numărul de neam. Să-i transmit poza și poza cu mașina. Bun, dacă mai aveți alte informații, mai ținem legătura sau eventual să vedem cum colaborăm și să putem să informăm și pe ceilalți din județul vostru. În moment, urmărim tot timpul ce se întâmplă acolo, iar îi rugăm pe domnii de pe internet, care spun că la Pungești s-a luat gardul, nu s-a luat cam deodată niciun gard. Păi chiar prezentați care e situația acum. Cei care mint, care spun pe internet, sunt străini de cauză ce este la Pungești. Într-adevăr, se ridică balastru cu mașini de la Radical Group, au ștanța pe ele, firma, deci se ridică balastru, se ridică dali, dar între timp firma Nevron își face și activitatea cu anumite lichidi care le introduc în sol, probabil pentru roși, pentru... Oricum, specialiștii ar trebui să ne spună ce este cu soluția asta. Noi vrem să știm ce soluție s-a băgat în sol, pentru că bănuim că soluția este otrăvită. Da, mai ales dacă... Nu a fost nicio autoritate de nimeni, nici poliție, de nicăieri, decât... Da, am înțeles că s-a anunțat garda de mediu și alte autorități
locale, ați semnalat către cei care sunt competenți să controleze sau să dea un răspuns ce se întâmplă acolo din partea instituțiilor statului? Zilele este mâine sau poimâine când plec la Vasluia să trec și la Garda de Mediu să fac o sesizare să mi se spună despre această soluție. N-am și înțeles. Cei care sunt la rezistența Bunge sau al de Păslaru, al de Zâna Domințean, e bine să stea de vorbă cu cetățenii și după aia să publice că la Bungeș nu este nimica. Bine, este poate. Da, poate asta e și lipsa de comunicare. Eu de tocmai de asta v-am înregistrat ca să putem da publicați în țară pe internet ce se întâmplă la Bungeș, da. Dar este cazul și cine a publicat, pentru că dacă nu vedeam din întâmplare la gardul Șevronului, este o lucernă acolo. Și eram cu vasele pe lucernă. Și cine mai era din sat? Și cine mai era din sat? Cum era băiatul ăla? Era Claudiu. Claudiu și mai cum? Lavri Claudiu și între timp am anunțat pe Chirilă Marinel, pe Costel, cum se numește? Costel Vârnadea, tot am anunțat, băi, veniți pe o cameră, băieți au venit cu mașina, dar s-a întârziat, vedeți reacră, că ei au lucrat repede și pe pompă din aia cu furtunul gros, imediat să bagă soluția. Au băgat și au plecat până să veniți cu echipament au de filmare. S-au dat hainele jos, s-au dat seama imediat că noi am observat. Da, da. Deci au făcut-o hoțește, să înțelegem. Au făcut-o hoțește și de asta nu este bine. Hoțește o face și domnul Ponta, pentru că spune că nu există. Atunci, ce caută aceste mașini cu o treburi aici la Bungești? Da, domnul Costică, ideea este că, na, că toți iubim pe politicieni, dar e bine să ne concentrăm numai pe chestiile astea și pe aia să vedem cine e în spatele acestor manevri care se fac, da, și acestor manipulări de presă. Da, sigur că nu, da. Sigur că nu. Dacă după aia se interpretează și nu vrem să spună nu, că nu, ține... Nu, nu, pe mine mă interesează, da, un singur lucru. Soluția care este m-ar interesa să-mi dea cineva să vină să-i aprobe, să ne demonstreze că nu este otrăvitoare. În momentul când aceste persoane erau echipate cu costumații speciale și clar că acea soluție este otrăvitoare. Normal, e la sine înțeles, atâta timp cât puteau purta măști și costume speciale de protecție. Mai băgăm și tonii de otravă, o să ne trezim, da, cu apa și cu solul otrăvit. Da, suspiciunile mele că după ce extrag ca să iasă prețul de cost bun și o să ne bage tot felul de deșeuri radioactive și alte porcării aduse de pe în alte părți ca să iasă la profit bine, deci suspiciunile mele se confirmă. Bun, vă mulțumesc, domnul Costică Spiridon din Pungești, și eu am să postez pe Facebook și totodată poate o să audă și cine trebuie. Și noi vă mulțumim și colaborăm pentru a ne apăra mediul și apa. Și interesul nostru ca cetățeni, interesul nostru și interesul ca să nu fim călcați, da. Să nu fim călcați pe cap de toți novici. Exact. Americanii se duc în America să extragă gaze. Nu contează. Atât timp noi cât noi în România, în primul rând, nu avem legi de extragere a gazelor de șist. Bine, de astea s-au discutat, nu intrăm în discuții. Important este ce ați relatat ce se întâmplă acolo. Da, bun, da. Bun. Deci ce stache? Da, deci cu o treburi se bagă în sol. Deci discuția asta am avut-o astăzi 10 noiembrie. Luni 2014 la ora 22 și 10 minute, ca să se înțeleagă. Exact. Bine, domnul, atunci rămâne să mai ținem legătura. Să mai ținem legătura. Mulțumim. Bine, sănătate. Domnul Spinu, multă sănătate și toate cele bune acolo, la Pungești. Mulțumim, sănătate.